Da, bun, bună seara. Suntem la a doua zi de Gărina. Vom picta un tablou în maniera lui Corot. De fapt, o facem o interpretare după Corot. O să mai modificăm câte puțin acolo, nu o să-l facem tocmai cum este acolo. O să mai modificăm câte puțin. Ideea este că picăm un peisaj în seara asta. La 1.72, deci a fost jucătoarea pentru activă. Deci de N8. Bun, gata. Paleta de culoare este cea de aici. Aceasta este paleta de culoare, da? Avem așa puțin vechi de acolo, puțin galben, așa, le mai amestecăm noi acolo, le facem într-un fel. Am să încerc cumva, nu știu, unde e bine să țin, o să țin aici? E bine așa? Ok, e bine, o țin și aici, dacă e posibil. Jucătoare. Nu am filmat tot timpul la postul. Așa am jucat. Bun, gata. Se pun, nu? Uh-huh. Bun, și gata. Ne punem, începem? Da. Deci, și începem așa, cu o parte de mal din față, din prim plan. Le limităm cumva planurile, pentru că apoi să înțelegem despre ce e vorba. Avem aici un plan. Și mai avem un aici cu podul. Nu aș vrea să fac tocmai o interpretare 100% o copie, o să facem o interpretare mai degrabă decât o copie. Așa. Aici mai avem încă un mal. Și după aia aici avem puțin din râu. Copacii nu-i facem acum din prim plan, o să facem spre final, tocmai ca să ușurăm cumva din execuția lucrării, să nu ne complicăm. Culoarea cu care fac eu schița este mai puțin importantă. Ideea e că trebuie să se vadă acolo cumva, să se înțeleagă despre ce cu corpul. Aici avem un pod, niște bolte. Cunoscut, foarte tare cunoscut podul ăsta. Iată așa, facem frumos. Noi tot timpul jonglăm, da? Păi e o schiță sumară, mai apoi o să tot modificăm pe parcurs. Bun. Cu ce să începem? Începem cu o pensulă mai mare, mai lată, da? E bună și asta, e chiar foarte bună. Le-au spălat elevele mele, care sunt aici în spatele meu, nu? Vreau să le puțin și pe elevele. Ia ceva, nu? Bun, deci amestecăm aici frumos, da? Uleiul. V-am spus să lucrăm cu pensulele mari, să avem spor, într-un fel, să nu ne chinuim prea tare, da? Uite așa. O să amestecăm puțin albastru, nu o să fie un albastru tot mai curat. Pune puțin maro, dar foarte puțin. Da? Să murdărim cumva albastru, să nu pară chiar un albastru făcut recent. Amestecăm puțin maro, uite așa, perfect. Bun. Ce facem acum? O să punem o suprafață de... O să acoperim cumva toată suprafața pânzei cu o culoare. Da? E o culoare mai închisă decât cea din original, dar v-am spus că nu ne raportăm la modelul în mod despre... Nu facem o copie fidelă, doar lucrăm, interpretăm o compoziție de Corot. Așa, în maniera noastră, da, adică într-o manieră în care am putea să o și finalizăm să finalizăm lucrarea în seara asta, nu peste câteva zile, deci în seara asta, deci tot o să fie la crud, așa, să zicem. Știți bine că prin frecarea culorilor cu pensula se usucă mai repede, vopțelul începe să se usuce mai repede și e bine așa. Uite așa, iată, deja am și completat și cumva să spunem fundalul. Ce? Partea din... Acum trecem la apă. De ce trecem la apă? Pentru că deja pensula o avem murdară de culori de genul ăla. Se susu și moa. Salutat. Ce mă fac eu? Ai pus puțin? Nu-i nimic. Da, se că așa ne trebuie dacă lucrăm cu toate la îndemână. Nu se obișnuie cu toate așa, așa că... Da. Iată așa. Da, se mișcă, nu e șevalet, asta e. Când avem șevalet... Da, uite ce nu...
Avem șevale, când avem șevale, nu avem șevale, de ce să mai... Avem și un șevale, de fapt, acolo, da, dar e... Hai, dă-l cu acest și pe șevaletul ăla, poți să filmezi în direct. Bineînțeles. N-avem nimic de astfel, ne ajută fetele, fetele. O să facem o mică modificare. Ia ce deci avem hai, dă-l aici. Așa, uite, când ai atâtea ajutoare, ce mi-aș dori să am eu atâtea ajutoare în atelier. Ia zi, vise, vise, mai este, o altă viață. În viața asta, a? Gata, uite, îl fixăm pe ăsta aici. Ei, și cu șevaletul ăsta... strâng acolo ca să stea fix. Așa. Ei, uite avantajul ăsta e că poți să-i faci așa chiar. Bun. Altă treabă, m-a durat puțin, dar am mai reținut. Da, nu, la acoperim cumva așa că la fața pun zeplim prima dată. Încercăm să acoperim o suprafață cât mai mare a pânzii. De fapt, activim. Da. Bun, haideți, acum că suntem la început, ar fi frumos să și distribuiți. Să mai vadă și alți oameni care doresc lucrul ăsta. Să nu fim egoiști cumva, că nu fac mai pentru... așa ar fi frumos să distribuiți, vă rog frumos, ca să vă aduceți mai mult. Bun. Și acum începem. Viorel, te rog frumos, nu mișca camera brusc, ca ei să înțeleagă despre ce e vorba. Dacă tu mișci camera brusc, nu o miști, dar spun pe viitor ca să știi. Dacă o să încerci să miști repede, nu o să înțeleagă și deranjat pentru ei partea la altă, știi? Bun. Încercăm să acoperim toată suprafața pânzei. Se cheamă eboșa de culoare. Eboșa, normal, eboșa e din culoare, e clar. De una, nu? Da. Hai să vă spun, nu încercați să puneți culoare cu pensula doar într-un singur fel, așa, da? Să creați efecte de iarbă, așa mai știu eu ce, da? Ok, folosiți așa, dar niciodată de două la fel. Folosiți puțin așa, mai inclinați-o, mai răsuciți-o, mai puneți culoare, dar nu repetativ facem lucrul ăsta așa, da? Adică facem iarbă așa, știți? Să nu folosim lucrul ăsta niciodată așa. Nu. Pune câte puțin așa, mai răsucim pensula, mai punem alte culoare, da? Nu repetăm cu pensula repetativă același lucru. Da, pe fundalul s-a auzit, mai suntem mai mulți aici, nu suntem doar noi. Suntem mai mulți. Avem o radio deschis. Uite, acum o să pun niște culoare mai îngrămeață, să zic așa. Partea asta de aici. Nu strălucește cumva lumina? Da, uite, dacă strălucește, pun așa, că pun o spică după aia e... Iată și... Alb. Eu o să încep din ce în ce mai multă culoare să pun. Treptat am să adaug culoare. Până ajung la un nivel de pastă mai groasă și atunci când obțin, pentru a obține efectele pe care eu mi le doresc, o să pun din ce în ce mai multă pastă și o să ajungem să lucrăm în cuțit și să creăm efecte în cuțit. Dar până atunci o să trebuie cumva să-l
să-l trăim, să-l schițăm și să finalizăm cumva într-un fel ideea peisajului, să știm despre ce e vorba în peisaj. Putem folosi și cuțitul pe asta, dar v-am spus, numai că cuțitul ăsta nu e murdar acum. Nu contează. Dacă îl ține o plantă atunci. Mm-hmm. E mai curat ca lângă și atunci folosesc și eu ce am la îndemână. Uite, efectul se poate obține și așa. Poți să fii cu camera mai aproape. Atunci. Ok. Uite așa. Dăm în toate direcțiile. Mai mult în direcția în sus, cum crește iarba, da? Corect. Ok. Mai punem negru. Puțin. De ce punem acum culoare și nu pot să pun după ce am umplut toată pânza? Pentru că sunt anumite efecte care trebuie create în momentul în care pânza începe să absoarbă cantitatea de ulei din pigment. Și cumva trebuie să știm lucrurile astea ca să ne ușurăm munca. Dacă nu facem într-o anumită ordine lucrurile, în anumite etape, nu o să ne iasă bine lucrarea și atunci ne chinuim și nu înțelegem de ce nu iese bine sau de ce nu iese. Da? Da, vă mulțumesc pentru cei care au reușit să distribuie. Mulțumesc tare mult, nu sunteți niște oameni răi, să zic așa. Apoi o să începem tot în cuțitul ăsta, pentru că cu ăsta am început, ale mele sunt murdare, că suntem totuși la un seminar de pictură și le-am cam murdărit pe toate pe aici, într-un fel sau altul. De fapt, eu nici n-am umblat cu ale mele, nu? Dacă vă spuneam că am umblat cu ale mele, nici azi, nu toți, da? Da. Le-ați murdărit pe toate, cum să nu? Erau acolo, le-am văzut mai când. Da, uite așa. Deci cultura, pentru a folosi cuțitul, pentru a picta în cuțit, nu înseamnă în mod expres, de la început până la sfârșit, să folosim cuțitul. Nu spune nimeni o regulă care ar fi regula de bază. Nu, putem pune pasta, putem pune cu pensula mare, adică m-a făcut în faza asta, culoare, suprafețe mari, acoperi cât mai mari suprafețe cu pensula asta. Apoi putem pune să creăm anumite efecte cu cuțitul. Ne reîntoarcem înapoi la pensule, nu neapărat la asta, la diverse pensule, avem sumedenie de pensule, da? Putem, la un moment dat o să folosim și pensula asta pentru sfumatură, frumos, pentru a mai aerisi lucrarea, da? Cu pensule de genul ăsta. Deci folosim tot felul de trucuri pentru a ne ușura munca. Putem folosi și degetele, da? Uite, na, de exemplu așa. Da? Bun. Asta ce este? Un tablou în maniera impresionistă, să zicem, că e puțin impresionist, da? Cu toate că Corot n-a pictat săracul. Uite, și începem așa, pentru a crea efectul de apă, efect de apă. Astea sunt așa subtile, nu intrăm acum în detalii direct, deci mă așa, de puțin. Și ce avem aici? Aici avem podul. Nimeni nu spune că eu, de exemplu, acum sunt la liberă alegere să fac ce vreau. Sunt Dumnezeul tabloului, într-un fel. Pentru că dacă aș vrea acum, în momentul de față, să schimb podul ăsta cu niște dealuri, cu o cascadă cu apă, îmi spui de imaginația, visez către ceva, pot să fac lucrul ăla. Nu mă ține nimic. Nu e o comandă, nu e nimic. Îl fac din plăcerea de a face clipul ăsta pe... sau să intru direct pe Facebook. Na, ce să vă zic? Asta e adevărat. Nu, de ce să mințim, nu? Nu am mințit niciodată, domnule. Așa e că am lucrat pe cuțitele mele și le-am mutărit? Da, așa e. Așa. Facem parte din PSD? Până aici, minciuna ține până la partid, da? Avem deja 44 de persoane care se uită la dumneavoastră, maestre. Mulțumesc mult celor care au reușit să distribuie. Mulțumesc celor care vor să mă urmărească. Bun. Deci, continuăm cu podul, da? Și podul, trasăm podul, uite așa. Foarte frumos, simplu.
Nu e greu nimic, doar că trebuie să știm să folosim într-un fel sau altul cuțitele. La fel ca și cum am folosit pensula, este și folosirea unui cuțit. Nu este absolut nimic, nu este greu să folosești un cuțit, nu îți trebuie niciun studiu de specialitate, nu trebuie să calci prin facultăți, prin academii, să folosești un cuțit, da? Dom'le, îl folosești cum poți, când, în diferite ipostaze, nu spune nimeni că l-ai folosit într-un fel sau altul, ești la libera alegere să faci așa cum îți place. Da? Eu pictez așa cum îmi vine, mie. La urmă știu și efectul care va ieși, știu ce lucrare poate să iasă. Uite așa. La un moment dat o să intrăm și în detalii cu pensule foarte subțiri, așa, de genul ăsta, și vom lucra atunci la gemulețul unei clădiri, la anumite linii, la anumite crenguțe, frunzulițe care va trebui făcute, da? Dar asta spre final. Nu putem folosi acum lucrurile de detaliu în prima etapă a lucrării. În prima etapă a lucrării trebuie să acoperim suprafețe, trebuie să știm că trebuie să acoperim suprafețe cât mai mari ale pânzei, să o acoperim pe toată cu culoare, este foarte important. Mi-a pus fes în cap, trebuie să știți de ce, pentru că mi-intră părul în ochi, nu mai îmi găsesc șapca. Și mi-a pus fes în cap, mi-este foarte cald, aici este foarte cald în pensiune și suport să stau cu fesul ăsta în cap, asta este. Arta cere sacrificii până la urmă. Da, inclusiv și un fes în cap este o sacrificiu. Corect. Da, deci suntem aici din echipa 21-22, nu-i așa? Da. Deci suntem aici, sunt aici în spatele meu, 21-22. Am consumat Alexandrion, nu ca atâtea că e o sticlă mică la... De jumătate s-a dus de ea numai și suntem atâția foarte nu, încă mai e jumătate, da. Așa, jumătatea mai rămas, celălalt cu trei sticle nu apare acolo, da. Mă rog, arta cere sacrificii, să nu luați în serios și spun. Bun. Iată așa. Putem să creăm un efect de linie. Op, mesaj, text mie din... Bun, efectul de linie putem să-l obținem din pastă groasă. Și cum îl obținem? Punem prima dată pastă. Apoi facem așa. Uite așa. Și apoi facem așa, punem pastă groasă pentru a obține anumite efecte. Uite așa. Uite așa. Uite așa. Bun. O să mai punem pe aici puțină culoare, puțin alb, să tragă între timp. Uite așa. Aici nu mai lucrăm cu cuțitul, lucrăm cu pensula. Poți să citești mesaje dacă vrei, dacă scrieți că sunt mesaje care te-a... Nu, deocamdată... Bine, atunci să nu mai vorbim. Nu dăm... Am să pictez puțin cu pensula, apoi să mă întorc iarăși la suprafețe mari, iarăși mă întorc puțin la pensulă, la detalii, iarăși mă întorc pe suprafețe mari, așa se pictează. Pentru că dacă ai lucra, nu știu, părerea mea, eu vă învăț și vă spun în felul în care pictez eu. Fiecare poate să picteze așa cum este, cum dorește, cum simte, da? Și cred că ăsta este și... cel mai important lucru, să pictați așa cum simțiți. Doar că trebuie să țineți minte de anumite reguli pentru a vă ușura execuția tabloului. Dacă nu țineți cont de anumite reguli, o să vă întârzie cumva rezultatele să apară Alexandriu. Nu? Așa, bun. A zis bine, nu-i așa? Trebuia să te spun să zic ceva rău. Hazi și
podul ăsta o să întârzi cumva din execuția lucrării, mi-a mult timp, dar asta este, ce să mai încolo faci. Am vrut eu peisaj cu pod, acum asta îmi trebuie să-l fac. Pod am vrut, pot fac. Poți să schimbăm peisajul, se poate schimba peisajul, domnul care filmează. Depinde cât mai servim. Depinde cât mai servim. Noapte bună, vă rugăm frumos, ați văzut acest clip, vă mulțumim. Hai, fac un rând. Mai filmăm? Da, cum să nu. Hai, mulțumesc. Una peste alta, avem parte de o experiență deosebită aici la, la Gărâna, alături de maestru Laurențiu Popa. Și de vreo două zile e, nu știu cum să zic, suntem așa învăluiți de un nor dintre ăsta de creativitate. Și cel puțin eu pot să spun din perspectiva de, de învățăcel că sunt cumva siderat. E altceva să pictezi live, să stai, să întrebi, să ți se explice, să experimentezi. O experiență fantastică până la urmă. Nu ți-aș aplauda? Nu simțeam de voie să aplaud. Da, ăsta a fost un discurs pregătit? Nu, e. Așa ți-a venit ție? Absolut. Dar de ce nu vii? Dar de ce nu vi se pare că am avut dreptate? Chiar a fost fain. Nu, dar luați unul și filmați ca să știe cine filmează. El e tipul cu chitară. Trei, mai târziu, n-am. Am cântat, am pictat, ne-am plimbat, iar am pictat. Am învățat în primul rând foarte, foarte mult și chiar a fost și mai este încă un pic dintr-un weekend deosebit. Mai este, mai este. Da. Avem gânduri serioase dacă de la început. Absolut. Mai dă cineva de chitară acolo, că nu ajunge un tub. Păsați acolo multe tuburi de ani. Doamna Tocuțiu Liliana sau Tocuțiu Liliana, vreau și eu, vreau cu mulți de A și E cu mulți de E. Hai să spunem. Păi, vă așteptăm când doriți, noi nu percepem tarif. Noi percepem doar taxe. Nu, ca să treacă lumea, prin amabilitatea maestrului, totul a fost, a fost gratuit. Deci totul, când spunem totul, totul. Totul. Chiar. Mai ales. Cine a fost gratis, n-a fost Alexandru Romana de acolo? Cine l-a cumpărat? Eu. Tot gratis. Da, face parte din recuzitul Alexandrion. Băi, o să dea lumea, zic, băi, bețile, uite, cum asta. Aia, dar de ce? Nu, până la urmă e o oră târzie, e o oră foarte faină și trebuie să... Da, trebuie să menții cumva... Echilibru. Exact, ritmul și asta. Echilibru, un echilibru, dacă nu menții... Bine, să vorbim puțin, pentru că eu știu că în momentul în care vorbesc cu oamenii se pun pe vizionare. Haideți să trecem la treburi serioase. Acum e lipsit cumva de Fabio Tablou, pentru că Fabio cu tabloul în sine este tot acești copaci care vin în prim plan. Da? O să încercăm puțin. Și ce mai trebuie cu culoare? Un graxă. Cineva să-mi facă vreți de un graxă, dacă nu... Până la Galați e distanța mare, sunt 700 de kilometri la Galeria de Artă, a fost clasic din Galați, are acolo. 702 mai exact. Da, 702 kilometri. Atunci, te rog frumos să fii mai aproape, să fim în detaliu, să filmăm în detaliu puțin. Sigur. Așa, uitați, aici ne pune umbra arsă. Asta este umbra arsă pe care eu am să o execut cu mare finețe. Fantastic de bine o execut.
Băi, mi se pare normal să mai și dormim, să mai și ne simțim bine, nu mai și simțim bine. Absolut. Cine nu vrea să nu se uite, dacă nu, dacă e supărat cineva pe noi să nu se uite aici, pentru că noi nu suntem supărați și n-ar vrea să influențăm negativ persoana supărată. Bun, l-am început mai subțire pentru că să-l îngroșăm ne este ușor, dar dacă l-am început gros din prima și apoi să-l subțiem pe fundalul ăsta de al, bine că evident eu o să mai pun tot timpul strat peste strat, foarte multe straturi, e mai greu să-l mai subțiezi, e mai ușor să-l mai îngroși. De-aia vă spun că foarte ușor este atunci să, când croim din prima lucrurile bine și ne-s mai ușor. În momentul în care știm ceea ce facem și etapele de execuție și bla bla bla, că vorbesc chiar mult. Dar trebuie să vorbesc, că n-am încotro, asta este. Eu n-aș mai vorbi deloc, dar știu că plecați de acolo, mă părăsiți. Eu eram siderat că tocmai am observat o barcă în... Da? Aici? În compoziție, tocmai am observat-o. Era o barcă? Este acolo. Nu, e mai în spate, nu e. Da, dă-l încolo, că e turc și nu fac pe ăla. Dacă era altceva, dar așa nu fac. N-am nimic cu turci, eu am cu evrei. Aia, nici măcar. Oameni ferești, să crea Dumnezeu despre mine. Da, bine, nu mai glumim, ne simțim. Exact. Că e bine. Doamna Aurica Purcaru, felicitări, Lauri, ești un om minunat, sunt mândră că ești cumnatul meu. Doamna Aurica, mulțumim. Doamna Aurica, cine sunteți dumneavoastră? Că eu nu v-aș putea cumnate, am, dar mă rog. Este fratele meu, presupun, nu? Da, e o glumă destul de bună, cred că n-ați fost în cazul. Doamna Gabriela Năstăsoaie, nu te părăsim. Nu mă părăsiți, na. Nu, așa, așa, Gabriela Năstăsoaie, mă, prietena voastră. Da. Păi ia arată și tu spre doamnele aici. Faceți din mână. Știu. Gabriela, îmi pare rău de tine. Îmi pare rău de tine, știi? Asta înseamnă gheara, știi? Îmi pare rău de tine. Oricum, dacă ai intrat Gabriela, sigur, acum o să fie acolo o chestie. Da, ne urmărește de ceva vreme. Și n-a spus nimic? Ba, cred că am mai ieșit, cred că s-a luat așa ceva. Ea trebuia să spună multe. Da. Ce norocos sunteți. Normal, și eu mă simt norocos. Era vorba de mine? Zicea de noi că ce norocos suntem, așa este. Am acolo un culoar, lasă-mă, filmează-mă ce poate. Mi-am adus aici jucăriile mele, autentice, adică, vedeți, ia uitați-vă aici să vedeți ce înseamnă să fii autentic în viață, vedeți? Prin faptul că stau cu fiesă în cap și vă vorbesc la ora asta, dar și voi sunteți autentici că nu dormiți, așa arată cutia unui pictor, da? A unui pictor, da? Ok. Hai, acum că n-am terminat, el nu știe asta care mă filmează și îl așteaptă. Ia vin să vă arăt ce înseamnă cutia unui pictor acum. Ia arată-mă încoace. Ia să vă arăt cutia unui pictor acum. Tot autentic. Ia uitați și aici, a? Vă place? Ia uitați aici, ia, fii atent. Adunicați. Bun, asta e una. Apoi intrăm în etapa a doua. Aici e vorba de un medic, se vede, nu? Frumos, așezat, orânduit, analize, ia uitați aici, analize, nu alta, nu? Ia uitați, pensule curate, ca în spital, ia uite, ia. Mostre. Nici măcar nu s-a fise. Deci, continuăm? Dacă nu mai pictăm așa, felul ăsta rămâne în fără. Bă, leu, ce-am luat, ăsta e prea tare. Stai așa, că am băut pe ăsta. În gunoiul ăla, în gunoiul ăla, dacă mă bag acum așa băca, e cum un... Poți să stau la urmă? Ar fi frumos să comentezi. Poți să comentezi?
Îți spui tipa cu grijă acolo și îți spun ce se întâmplă. Nu, n-am tras încă nimic pe nasul. Poate fumul de la grătar. Am mâncat niște mici excepționale. Nu, au fost 18 din afară, dar înăuntru cruz. Compensa în gust, știți, dacă le păcai. Au fost suculenți. Nu, au fost suculenți, da. Trebuia să guste dinăuntru. Da, bine, hai să devenim serioși. Da. Că suntem oameni foarte serioși. Corect. Nu, dar nu mai pot, nu mai concentrez o să zic ăștia, băi, faceți din ăla stand-up. Și noi nu facem acum? Da. Nu chiar. În general, atmosfera e foarte importantă când creezi. Și... sigur că da. Iar noi, având o atmosferă atât de faină, atâtea, cele două zile, da, și de distinsă și așa. Am devenit orator, așa e. Nu, dar el e de vină, să știți că el mă inspiră, să spun. Eu m-a dus pe mine ca până la tine, vreau să zic prostile astea. Da, corect. Vaccinați am fost. Mi-am vaccinat doar aminte pe toți. Ne mai urmărește cineva sau plecă cu doar? Da, sunt 38 de persoane. Ah, doamna Elena. Elena spune cum ca să fie, sau nu? Dar mie nu mi-apare, ce? Păi cum ți-apare ție dacă nu ne apare? Mie nu mi-apare. Nu e în direct, să uite la directul nostru, nu? Da. Dar mie nu mi-a apărut comentariul de care ziceai. Mă, dar tu nu știi să ți apare comentariile? Ah, este foarte simplu. Au plecat toți la culcare? Nu, 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 încă suntem pe baricade. Ne-au picat semnalul? Nu. Da, deci pictăm un peisaj. Na, să zicem de coro, dar nu e chiar confortabil de spus de coro, pentru că, da, e după coro, dar facem o interpretare, posibil sau imposibil, nu știu cât de posibil ar fi. Durează ceva, o execuție de genul tabloului de acolo. Dacă nu era podul ăla acolo, termina mai repede. Dar așa podul ăla o să ne întârze cumva în execuție, pentru că are o grămadă de detalii care trebuie cumva făcute. Zi de ce râzi? Și cum? Ce ai Îți trimiți o e-mail? Așa. Nu ție! Păi dacă mai continuați așa, eu am transpirat cu fiul spus. Mă glumiți, dar eu nu mai pot. Nu, dar... dacă exista Photoshop pe video, îl dădeam jos. Stai. Da, acum nu vă aștepta ca un tablou excepțional cu așa... Alexandru. Cu așa, da. Audiență în spatele meu. A văzut că așa nu ne împănărăm de Alexandru. Nu mai impune nimic. Foarte puțin, foarte puțin. Nu, dar trebuie să fim în... și pentru cameraman, dacă nu vă drept. Deci, în primul rând pentru cameraman, în pentru voi, dar pentru mine nu mai impuneți. Eu te spui ca bine să pare. Păi devine lumea invidioasă. Da, da, e, uite așa. Dar foarte puțin astrotipate rău. Pentru cameraman poate să... nu, tot foarte puțin. Două porții. Pentru... da, nu poți să mergi suntem la pahă aici. Deci nu suntem într-un bag. Pentru fiorele de sapă. Puțin așa, un deget în picioare. Da, da, mulțumesc. Adică s-a văzut și la cameră. Face reclamă la Alexandriu.
Deci aviz pentru cei care vor să facă reclame, noi suntem dispuși. Da, să vă folosim produsele video-uri. Promovăm băuturile alcoolice. Nu neapărat. Nu neapărat. Sigur. Și articole peste articole sunt și aici și peste tot. Deci uite-te câte viale și câte lume aici. Dar nu asta este durerea. Că nu neapărat sunt pe și vezi că voi lucrați acolo și fetele beau Alexandrionu. Doamna Luminița Aurelia Ignat. Sau Iugat, nu Ignat. Mulțumim, doamnă, sunteți foarte... Adrian, stai adevărul, nu? Așa este. Liniște, da, chiar. Suspect de liniște. Care jos mică sunt. Da. Da, da, liniște, domnul doctor. Liniște. Ia spune-ți un bad. Du-te mă și filmează că zici bad. Nu, ok, persoană publică. Am înțeles. Oprește-l, un pic că vin. Nu te oprește astea. Nu poate să pornite la vale, până la... Filmarea? Da. Dar nu-i filmare, că suntem în direct pe Facebook. Cred că facem o gardă totuși. De gardă, și pentru că gardă de pictat toată noaptea, știi? Și trebuie să-i spun un banc cu gardă, știi? Păi spuneți-mi, domn doctor, că nu știe nimeni că sunteți domnul doctor acolo. Doctorul Bule rezidă. Păi dacă ești cu doctor? Mai bineînțeles, cădea tot timpul de gardă. Doctorul Bule rezident, cădea tot timpul de gardă. Nu filmezi, nu filmezi acolo. Nu, că nu vrea dânsul. În prima dimineață, profesorul plictisit, blazat, se duce la raportul de gardă. Cine a fost de gardă? Doctorul Bulea. Ce cazuri speciale ți-a avut domnul doctor? Pe domnul profesor am avut una destul de interesantă. Ce? A venit unul comun un frate. La motivul bancului și tu, Bulea, ce ai făcut? Păi m-am dus la dulapul Bulea cu creme, frecții, carmoale și la mus pe toate părțile și a trecut. Nu, și tu, Bulea, ce ai făcut? Am dus la dulapul ăla, am luat infiltrații, am băgat de profos, am băgat de toate și a trecut. Nu, și tu, Bulea, ce ai făcut? Am terminat, profesor, nu am ce să a doua zi, tot săracul de Bulea, deci de-aia o să fii tu de gardă, că tu trebuie să pictezi. Și deci, a doua zi, beleaua tot pe doctorul Bulea cade, tot el de gardă, tot profesorul dimineață. Cine a fost de gardă, doctorul Bulea? Ce cazuri speciale ați avut? Păi doar profesorul a pățit ca aproape tot de acum. A venit unul cu un piciorul. Și tu, Bulea, ce ai făcut? Păi m-am dus iar la dulapul, iar freții, iar carmole, iar de toate și au trecut, nimic. M-am dus la relație. Și iară, infiltrații, din ala și... Eu te pun, și cum, Bulea, ce ai făcut? Eu te-am piciorul, nu văzut, n-au ce să fac, cum? A treia zi, blazat, profesorul se așează în scaun, cine a fost de gardă, tot săracul Bulea, că nu a avut cine să fie de gardă altcineva, trebuia cineva să facă și gărțile. Profesorul, cine a fost de gardă, doctor, ce cazuri speciale? Nu vreau să l-am pățit una nasoară de tot. Păi ce să vă dă? Profesor, a intrat în camera de gardă o gagică de-aia blondă. Domn profesor, în secundă, doi am prins ochelarii, s-a trase în scaun. Devenea totul interesant. Și tu, Bulea, ce ai făcut? A zis, domnișoare, spuneți ce probleme aveți. Și s-a spus, nu, a început să se dezbrace. Și tu, Bulea, ce ai făcut? Am insistat, am spus, domnișoare, știți bancul sau nu? Nu. Și tu, Bulea, ce ai făcut? Am insistat, am spus, domnișoare, spuneți ce probleme aveți totuși. Și nimic, zice, s-a dezbrăcat goara. Și tu, Bulea, ce ai? Păi, domn profesor, am insistat și până la urmă? Și până la urmă, zice, am zis că n-am văzut de o lună. Și tu, Bulea, ce ai făcut? I-am pus picături în ochi.
Oh, da. Nu, maestru, pui că pe doastră, pică pe doastră, pică pe doastră, pică pe doastră, și s-a pictat până dimineață. Eu o fac pentru un scop nobil. La orice ce ai făcut? Mă uit în ochii lui domnul doctor. Lumina ți-a adus, deci mai procurii să răspund în ochii, e ok. Tare, foarte tare, da. Frice situație. Unde ați putut nimeri? Nici nu mă gândesc. Bună seara, doamna Mihaela. Mihaela Arizon. Da. A intrat Mihaela Arizon, copii. Da. O, salut. Salut, îți mi-ați. Că se cunosc. Păi, ele se cunosc, dar eu nu. De? Păi, de ce? Tu cunoști că ne cunoști. Eu le cunosc că se cunosc. Și ele mă cunosc că se cunosc. Nu e rău. Dacă te duci pe jos, dai cu cine te întâlnești și ajungi direct în sol. Casa poliției e jos. Și nu umblă noaptea. Cine mai umblă noaptea, domnul doctor? Adevărul e că nu erau oameni ziua pe aici, prin gărâi, dar da, prin noaptea. Am găsit pe nimeni ziua, da, noaptea. Da, viu nu era. Bă, dacă ești glopa, nu? Aș putea să vă repopulez satul ăsta, dar numai cu tine de care scot eu. Doamne. Doamne, mai să adun și cred că ăsta este un live incendiar. Da. Suntem. Acum suntem 29, am fost vreo 46, 50 și suntem. Păi dacă nu mai distribui oameni, eu închid asta. Vă ameninți. Distribuiți pe oameni. Mai distribuiți odată, că eu închid dacă nu. Bacă aia cu alegerile. Bacă aia cu alegerile. Începem să băgăm publicitate. E ok. Da. Păi mic am optat eu, că am zis că nu prea se... Da. Și adevărul e că oricum nu se... Cum nu se, dacă mai e? Mai e? Mai e? Nu că eu aș vrea, că eu beau vin. Sau nu beau nimic, eu nu știu să după ce se gata... Vin din belșug, cât vreți. Eu nu am voie să consum alcool, pentru că mi se lăsa pe șunghe, deși nu consum alcool. Eu sunt un om foarte echilibrat. Corect. Pe mine mă cheamă Popa la Benzi, sunt un om. Dar nici nu... Măi, fii atent, cum zic eu, voi așa faceți? Măi, sunteți așa lucrurile. Lumea mea, evident că nu beau. Uite acum, dacă tu faci reclamă, să faci o reclamă la vinul de Drăgășani. Ce mai nevoie să ceva? Următoarea întâlnire va fi în vară, cel mai probabil după 15 august la Drăgășani, bineînțeles cu bunăvoința maestrului și cu încă vreo câțiva foarte, foarte buni prieteni care probabil ne și urmăresc în seara asta și care s-au oferit acolo să ne susțină, să zic așa, și să susțină mare parte arta și iar o să mă acuze maestru de discursuri dintre astea alambicate. Nu, dar eu chiar te invidez de aia, spun, nu mai vorbi cu nimic cum vorbești. Adică da. Ești... Și măcar n-am început să am logore, ar trebui să candidez. El spune, nu eu. De ce le vorbăriți? Uitați-vă, vorbăriți. Luați-l cum vreți. La spatele meu am aici un mare pictor. Vrea să mă devanseze, ce a zis. Ce maestru? Iar a luat-o pe arătură înainte, nu? Cum e cu aleea? Ia zi, cum e cu aleea, Tina? E cu mestece. Ia zi aleea, zi treaba cu aleea. Cu aleea, nu? Cum e? Când o iei înainte și spui, ai maestru, că eu vă aștept? Am luat-o înainte și am luat-o pauză, eu vă așteptam să veniți din urmă. Și cum spune? Ai maestru, ce faci, dormiți? O, m-a inspirat doamna Tina.
A făcut mesteacă. Ține-mă că fac și eu mesteacă. Mestece. Schimbăm. Schimbăm replica. Mesteacă. Acum facem mesteacă. Mestece. Nu, nu, nu. Am mers pe un tablou mai... Mai amplu. E bun. Mai și mai bun. Nu, nu, dar oamenii să zică mai bine și mai arăt din la cum se ducea pe acolo pe Italia. Aia zic, ascunde, nu că nu-i frumos. O, nu-i frumos, da. Deci, măi, acum mesteacă-ni, mesteacă-ni. Știi, și așa podul ăla de acolo nu-mi place. Da, acum suntem în etapele. Sunt și acum o să facem aici mesteacă lângă mesteacă, pot să ne vadă podul. Exact. Facem și o doi mesteacă-ni așa. Dacă îi facem pe toți așa, tot mai vede ceva în el. Dar dacă facem și o doi așa, îți pare din tot. Da. Eu aș mai picta, dar nu pot. Da, parcă ați fi băut ceva, nu ce? Ferească Dumnezeu. Băi, nu poți să te împezi cu o sticlă din aia, la 7, 8, 10 oameni cât suntem, 12, maxim 16 suntem, nu? Nu. Ce mergea? N-am fost atent. A, intravenos, da, da, corect. Păi dacă deveni serios, ne asum, nu că... Măi, a început să vină... A început să devină anormal seriozitatea aici. Da, exact. Faptul că e normal și e serios. Nu e bine, nu e bine, adică cum? Suntem toți evadați de parte de casă, suntem... Fără neveste, fără copii, fără femei, fără... Fără nimic, na, cum ar fi? Dar nevasta ta doarme sub, nu? Bun, mestea? Nu e ce faci, nu se întâmplă, nu poți să-ți spui nimic. Dă-i lumină, dă-i lumină și coajă. Poți să-ți cansă pe ăsta, nu se întâmplă? Nu, ăștia-s prea groși, ăștia-s prea groși. Dar ăsta poți să-l fac mai strâng. Cred că da. Poți să-l fac mai strâng și mai strâng. Sigur, mai strâng și mai strâng. Jur, Iuliana, tempera. Nu, este ulei. La ora asta pot Povestea în sine este că mai devreme în cursul zilei ne plimbam pe aici prin Gărâna și da, și ne plimbam printre mesteceni care arătau superb și de acolo a venit ideea cu maestru a spus, hai să pictăm, completează-mă, mă. Chiar corect, maestru, mare, chiar. Sigur, nu cumpăr eu în seara asta, e că ții fesul în cap. Tot atacul cu atacul, bătării, mă vede până acolo, așa. Și o să mă dezonoreze că am ces în cap? Nu, cred. Măcar bine că nu mai ai făcut focul ce mineu. Eu aș putea să cânt. Dai o bucată de pâine în mână. Eu aș putea să fiu. Nu, 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 glumesc. Nu, era vorba că zice că să-i taie moțul. Și am zis că eu pot să fiu lăutar. Nu, deja se conturează foarte...
Foarte frumos. Doamna Dorina Matei, euforia picturii creează monștri. Ați fost la plimbare sau doar să vă inspirați în natură? Nu, am băut. Nu, n-am băut pe drum? Am fost să luăm băutură. Maestru, nu. Eu nu beau. Băi, dar spuneți... Păi, dar e vorba de noi, nu. E o bandă. Nu, maestru, nu. Eu nu. Maestru, eu sunt foarte lucid, dar eu n-am voie, nu-mi permite sănătatea. Am leucemie. Sau nu leucemie, am din aia, cum se zice. Intoleranță. Intoleranță la... Leu, mamă, ce pitezi eu aici în seara asta. Vă las-o dracului, de seama. Vă las-o dracului. Și de persoane. Da, revenind, cum spuneam, împărțim încăperea și cu și cu niște prieteni foarte, foarte buni care nu pictează. S-au întors de la vânătoare. Da, deci s-au întors de la vânătoare. Pe iau Alexandrion acolo, le-am vânătat. Bă, nu se poate. Nu, n-ai să mă știu. Exact, da. Invităm, poftim? Ce poate, da? Ce mai iau? Da, pe ea mă inspiră acolo, dar pe mine ce? Pe tine trebuie să te inspiră acolo, mea. Am tău, da! Cred că până unul care dă așa, băgamea și picioarele, arată unul care dă așa, uite că unul e așa, vă vede un fel ferit, nu? Dacă știți ce efort depune să pictez acum în seara asta. Doamna Tocutiu Liliana spune că se va prăbuși podul. Da, doamne, crezi că s-a prăbușit numai podul, tot tabloul. Să fim sincer, și noi avem dubii. Bine, a fost cel mai inspirat moment în care a trebuit să facem filmul live. Da, exact. L-am calculat bine. Păi la ora asta, dacă ne băgăm și bem și... Da. Și atunci eu te-am căzut pe tine. Ba nu, eu cred că arta n-are nimic de a face cu o chestie rigidă. Și mai degrabă... O scarpină și o creacă și o vinte... Da, singurul lucru rigid din artă sunt paharele. Corect. Dacă la foarte momentul îi fac. Când noi avem o pahară, nu se sparge nimic. Exact. Nici eu n-am. Nici eu n-am reușit să gust. Asta e o vasculare. Deci s-a băgat în el și l-a... Chiar la un moment dat am citit despre cineva, o anume biserică. Pictorul respectiv a fost atât de avantgardist încât a pictat pe Adam și Eva cu ceas la mână. Iar... Asta e comentariu? Nu, vorbesc foarte serios. Deci am auzit de o întâmplare și chiar fotografia am văzut, dar n-aș vrea să vorbim în direct. Pictorul respectiv, într-un exces dintre ăsta de avantgardism, a pictat pe Adam și Eva cu ceas la mână, iar cei care mergeau în iad mergeau pe o bandă dintre aia de există prin mine, da, de la mine, la excavator. Așa mergeau... Nu erau pescare, era o bandă dintre aia transportoare. Mi s-a părut foarte original omul, toate că cred că a greșit suportul la biserică, nu știu dacă era tocmai. Bine, acum astăzi nu suntem la ora de pictură. Că v-ați prins că suntem invidioși de buna dispoziție pe care o aveți. Este și normală la câtă concentrare. Doamna Dorina Matei. Doamna Roxana Tatiana Lefter. Se poate și îngălăgie, maestre? Nu
se poate, vă spune că nu se poate. Deci, în afară de faptul că țin fesul ăsta pe cap și mi-e cald și am transpirat ca aici, se patru știi că de... Mai am și gălăgei, mai am și trei vânători, trei acolo vânători care vorbesc nostru. Mai am și fetele astea în spate care fac din echipa 21-22, toată echipa. Așa? Nu mai pot, nu mai pot. Deci, era... Ne, îți dai seama, că numai picturile. Ce fac? Da, mă, mai discutăm și noi pe fundalul ăsta, picturile, a... a frumosului, a... Spune-mă, tu că le ai cu ăsta. Încep, dau play. Încep, dau play. Deci, cu această pensulă, sfumă, cumva, toată suprafața e nuas. Nu mă, nuas. Că nu mai putem să spunem nimic, e pastă groasă, nu mai ne știu, știu că deja nu mai creează nimic. Aici umplem în seara asta, ce se poate? Bine, și-am propus așa să termin cu atmosfera de aici. Țin mai mult la atmosferă decât la tabloul ăsta, vă spun sincer. Și îmi pare rău de voi de acolo, că nu o să-mi finalizez în seara asta. Da, ba da, dar stăm până la două în dimineață. Poate reușim să găsim o motivație mai târziu. La buriosul nostru, spune doamna Tatiana Lefter. Ah, da, sărămâna. Nu știam cine sunteți, doamne, sărămâna. Dânsa a fost cu mine la proiectul cu copiii de la mănăstirea Lacul Sărat. A fost dacă fi astăzi cineva din ocupat de copii acolo, cu mine, cu Joy Toy acolo. Cu cât a putut progresa cel mai bun portat despre care am dat cu cel mai bun portat de astăzi, cu 5% ca să trezăm de lecție, ca să uite. Da, m-ați cunoscut de om serios, acum am făcut de ușurile. Da, dar de ce? Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic suspect. Ce facem aici? Pictăm, da. Uite ce mișto este așa pe lăsă. Nu, 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 pentru aia nouă și te mai stau și pictez. Dar minte nu trebuia să plec. Dar dacă mai scade, nu mai pictez. Așa că distribuiți. Doamna Năstăsoaie, ne arăți lucrarea și când o termin, nu? Da, uite, voi. Nu pot termina. A, pe n-ai cum să te concentrezi cu călăgia asta aici. Eu sunt învățat în atelier singur, în liniște să pitești aici, vină. Eu gata, fac liniște. Nu, dar nu-i vorba de tine. Știu, nu, glumesc. Bineînțeles. Da, a devenit prea neinteresant așa, dacă taceți, dacă tăceți și nu vorbiți, nu mai sunteți interesanți. Trebuie să spuneți ceva acolo. Maestre Alexandrion. Și încă 5 litri de vin sub masă, alb că n-a gustat nimeni, cătească regală de Sauvignon, crama Florescu Drăgășani în caz că treceți pe acolo. Alea de rezerv în caz de seci. Putem preseze liniștit. Din 2 în 2 câte o reclamă. Da, corect. Drăgășani, vinuri bune. Podgorie, vânzare, la bărdacă, la bidon, la vidre. La vadre. La vadre, astea. La noi încă se poartă unitatea de măsură veche. La vadre. Acolo vă lipsesc elementul cheie. Ce anume? Prieteni. Ne știm cam toți că e orașul mic. Ei, nu așa. Și am un oraș mare, Timișoara, vin cu toți. Vă așteptăm oricând. Ăștia sunt, uite, campion mondial, te cum zice domnul. Nu e problema, dar noi putem să susținem și o delegație mai numeroasă. Putem să susținem și o delegație mai numeroasă. Da. Brașov nu zice nimic.
Brașovul Tarci. Am avut de-a lungul timpului, chiar am avut oaspeți de seamă și, cum vă spuneam și aseară, marea majoritate dintre cei care mai sunt și au fost în Celeacul Flacăra și chiar au plecat în mare parte din ce mi-au zis după și așa cu o experiență destul de... Nu, nu are treabă, nu. Piciorul e separat de... Da, exact. Da. Domnul Darius Chira zice, trimis și o sticlă de horică din Maramureș. Foarte tare. Să fie primit. Știu, am rămas, rămusesem la horincă. Da, ar fi bună. Nu, eram atent la... Adică n-ai auzit, dar care test am mai avut și... Nu, du-te de aici. Cine? Vreau eu un pic mai tare. Dar nu, că bine am zis sincer. Nu s-a auzit și mai important. Am înțeles. Că sunt tențe mea să nu s-a auzit. Mai dau și la tine, că vezi de ce. Da, mă, nu mă supăra asta. Oricum. E bine și așa, da, nu? Până la urmă, transparență totală. Da, sigur că da. Băi, câteodată ai inspirații, câteodată n-ai. De cele mai multe ori n-ai. Da. Cred că transparența și deschiderea asta... Aș putea tabloul ăsta din momentul ăsta, chiar dacă sunt obosit și am pictat atâtea zile la rând și am fost hărțuit, să zic așa, în vechi, în postaze de oameni în spatele meu. Ce frumos să râde în spate, de-aia vrea să zic. Da. O cine spune asta? Eu n-am zis asta. Nu, vreau să vă spun că aș fi putut să pictez tabloul dacă eram aici mai în linie. Eu am vrut să pictez pentru voi, dar nu mi s-a oferit ocazia, deci nu-i vina mea. Oamenii din spatele meu sunt foarte agresivi, băi, nu știți cum voi. Niște barbari. Niște barbari. Ne iertați. Ne iertați. Doamna Petra Popa, vrem să vedem și când e gata tabloul, nu, Horica? Iar doamna Ileana Logo, super bun artist, felicitări. Care artist din noi? Că suntem mai mulți. Eu? Cu siguranță e vorba din asta, maestre. Păi. Mă bucur și vă mulțumesc mult, doamnă. M-aș bucura și mai tare dacă ați mai descris inițial la ora asta, 10, mai întâi. Merge că e vineri seara și cred că foarte multă lume e online. Da, online la ora asta, la ora asta până la 12. Exact, chiar, exact. Se mai poate sta lejer. Exact. Eu știu cum este, da. Adică nu încerca să vorbiți, nu știți? Așa e? Tot medicul zic că te încerc. Eu glumesc, gândesc, dar mai fac câte ceva. Îmi trebuie eu pensul pe care nu o am și pentru asta nu fac. De ce pentru nu? Nu, nu, că e la mine aici. Da, da, da. Ce face? Să se primeze. Da, absolut. Asta e prea lungă, e prea groasă. Asta.
Na, mă, ia și își pictează. Hai, fă-ți tu pictură. Nu-i mai parcă, n-ai văzut. Ia să vedem dacă mă știu cum a făcut doamna Teo. Am pictat un Rembrandt astăzi, sau ieri și nu, ieri, pintam un Rembrandt. În Academice, că asta mă reprezintă pe mine, poate pe unii supă, poate... Și zice, în timpul exercițiului, în timp ce pictam Rembrandt-ul, spune... Zic, acum cu albastru, voi pune la umbră, efecte la umbră pe față cu albastru, puțin albastru. La care ea așa, dintr-o dată, stă și zice, ah, asta era! De acum încolo, gata! Asta era secretul. Ce este că mă gândesc secretul de albastru la umbră? Perfect, știa totul. Filmează. Hei, nu se poate. Da, stai să mă arăt albastru. A, așa, așa, albastru. Secretul albastru. Ai altul, da. Deci acest tablou este pictat de mine și nechi e pictat de... Nu, e pictat de Teo. De tine. Nu, ca să înțeleagă clar de cine e vorba. Pictura mea e sub stratul de deasupra, care am mai sus. Nu, e pictura ei, sub întrebarea mea, dar e pictura ei. Deci ea poate să picteze așa. Atenție, avizi celor care vor să comande Rembrandt-ul. Luați. De la 2000 de euro în sus. Deci în mare rămâneți tot la mine, da? A trecut primul spot publicitar. Da. Cine e la rând? Nu schimbați canalul, că nu mai vine asta. Rămâneți cu noi. Păi, dar cum se numește canalul nostru? 21-22, auzi. Bă, toată lumea. 21-22, canalul 21. O să vă mai vorbim câte ceva între timp. Noi o să formăm o asociație. Dar nu, mai bine spune tu. Noi o să formăm o asociație. Vă spune purtătorul meu de cuvânt. Mi-aș găsi purtătorul de cuvânt. Deci eu chiar nu am renunț, domnule. În viața asta mea este reușită. Ce să mai încolo cu acest? Nu mai vorbesc de acum. Dă-i drumul, play. Play. Corect. Da, vă așteptăm un număr cât mai mare alături de noi, în mare parte, și ne propunem noi, cel puțin, asta e o discuție care, ca să fac de la început specificația, am avut-o de dimineață, nu acum, când e târziu, și am stat, nu știu dacă ați văzut o parte dintre dumneavoastră live-ul pe care l-am avut atunci, am discutat în mare parte de a încerca, așa, noi, între noi, să facem un soi de mișcare dintre asta, bineînțeles, artistică, a artiștilor liberi, a artiștilor care, nu știu, e mai mult o chestie de coalizare, de colaborare, să ne putem vedea între noi, să putem să facem acțiuni dintre astea comune, să ne susținem reciproc, să învățăm unii de la alții și tot așa. Am discutat în mare parte, dar nu o să dau chiar acum detalii, și despre un cadru juridic prin care putem să facem chestia asta și despre câteva posibile proiecte și așa, iar lucrurile arată foarte, foarte, foarte bine, cel puțin acum în teorie. Acum sperăm ca și dumneavoastră să alăturați de-a lungul timpului, să veniți alături de noi și, bineînțeles, să facem lucruri faine, faine, faine împreună și, de ce nu, chiar să participați la seri dintre astea, să organizăm și prin alte locații și chiar așa. Da, nu știu. Asta e început. Adică să ne împărtășim cumva... Exact, din experiență, să petrecem... Rembrandt-ul sau mai știu ce, nu. Corect, corect. Asta cu Rembrandt-ul e așa, e o chestie... Deci, na. Aia deja nu se mai apărat, deci a prins... Adică... Deci fault, n-au luat... Adică ai vorbit chiar foarte bine, Viorgan, vă mulțumesc. Deci, ceea ce vreau să spun și eu, nu atât de frumos, evident, nu mă pricep la cuvinte așa de mari. Dar ideea asta este că am vrea să facem o asociație, nu știu dacă se cheamă chiar corect asociația, vânătorilor, de exemplu, care e acolo și vânează non-stop. Așa? Deci am vrea să facem o asociație în care să cuprindem mai mult din ceea ce facem acum. Ne dorim să
să expunem și în străinătate, da? Să avem manifestări de genul ăsta și în străinătate, adică în schimb de experiență în Italia, mergem frumos și pictăm și în Italia, la rândul lor italieni vor veni la noi, în Franța, de ce nu? Diverse țări europene unde vom avea acces, da? Ia tu te mă și filmează. Da, da. Un pic mai de tare. De ce nu Barbizon? De ce nu? Putem reedita viața artistică a secolului 19. Corect, e chiar o idee foarte tare. Poftim? Absolut. Bun, hai mă să o facem și noi, în maniera noastră, gata, până aici am pictat după corot, de aici încolo un moment în sează jucând. A, vrei tu să mai pictești după corot? Am vrut să te arătură un pic. Da, eu și eu iau pe arătură, stai liniștite că pe arătură iau și eu acum după tine. Eu am zis că ea merge înaintea noastră tot timpul. Să nu închideți clapeta că se stinge muzica. A, și rămânem fără lăutari. Eram cât pe cea cum să o fac. Dar uite cum se poate obține niște efecte de linie continui cu cuțitul, da? Iată așa, vedeți, iată așa și așa și tot din contul și așa, da? Uite. Da? Mai stau oamenii, că mai sunt. E abia 10 da. Și ceva. No, e vinere, seara de relax, ca și la noi, de altfel. Pentru unii măcar. A, chiar am văzut o chestie interesantă și poate știți și noastră despre asta, sau dacă nu, măcar o împărtășim. La București este o cafenea care se cheamă chiar așa Van Gogh. Este vis-a-vis de BNR și te poți duce acolo, nu știu, e o taxă dintre asta nu foarte scumpă. Poftim? Modică. Da, modică, ceva de genul ăsta. Ți se oferă pânză și acuarele și poți să pictezi ceva, inclusiv cu îndrumare și cu astea. Și se strânge lumea destul de multă în weekend acolo. Cred că și ei fac ceva la iuri pe Facebook. Se strânge destul de mulți acolo, pictează, stau la un par de vin, discută și așa. Asta vis-a-vis de ce discutam noi mai devreme de Barbizon și de astea. Încep deja să apară... Da, încep deja să apară locuri în care să, sau care să strângă cât de cât artiști și astea. Nu e neapărat obligatoriu să picteze stilul Van Gogh sau ceva, dar așa au mers ei pe chestia asta tematică. Să te deplasezi în locuri de astea publice și să faci Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Noapte bună. Nu cred. Nu, nu, lasă că vreau liniște. Chiar nu mă pot concentra. E prea multă alergie și nu mă pot... Nu mă adun. Dacă nu mă adun, nu iesă nici treaba. Ai învățat și tu ceva? Mai vreau unde ai ajutat doamna mea. Apoi de ta, da. Nu știu, de unde găsești? La magazin? Nu, era acolo la... Uite aici, l-ai găsit. Nu, uite, ne-am zis aici, ăsta la ta. Doamna Roxana Tatiana Lefter, asta orientez să privesc cum creați. Foarte frumos. Până să vă cunosc, nu am știut că pictura poate aduce atâta liniște sufletului. Ce frumos. Trebuia să fie aici. Trebuia să fie aici. Sau putea fi aici. Hai băi, să faci și noi cu pensul ăsta, nu degeaba m-a sus pe aici. Măcar o leagă acolo, zi băgă și noi seama cu ea. Uite așa se face, uite așa, da, foarte bine. Dar nu știu, zic și eu, nu? Nu, chiar e adevărat. Încercați să nu faceți efectele astea așa, nu sunt efecte bune, duc în chici. Oricum e chici ce fac, e clar, da. Da, uite, chiar aș vrea să mai râd, dar nu mai pot, nu știu de ce. Am pierdut startul cu râsul. Cine poate râde după 6 tablouri pictate într-o zi? Băi, da, așa este, cam la un moment dat pierzi. Nu mai reușești, mai... A, mi-ai pus negru, mulțumesc, acum o să vezi ce bine, mă simt că pictez cu negru. Știi că de-aia nu puteam, n-aveam negru, frate. Cum era cu albastru? Cum e cu albastru? Știi cineva o poveste cu albastru? Nu, vă spun eu. Nu mai continui. Doamna Dorița Grigore, spectacol la scenă deschisă. Da, e adevărat. Dar nu de ce pictez eu. Nu, de ce spune în spate spectacol la scenă deschisă. Ne-am potolit, maestre. Cum? Ne-am potolit. A, v-ați potolit? Da, în spate a căzut cortina. Dumnezeu, a dat Dumnezeu, că nu mai trebuie nada. În spate a căzut cortina. Au obosit și ele, săracile. Au rezistat, dar cât să mai reziste? Oameni de drăși noi. Iar acum ați la început. Stai să te gândești, a luat ăsta putea să-l termin. Dar nu mai e mult.
Până nu termin. Da, păi gata imediat. Nu, hai că pe tele așteaptă să-mi vadă gata. Care este? Eu știu cum am stat eu până s-a închis becul și atunci... Bine, nu te culci până ți se deschidere. Care bec? Atunci, când pictai și... Și dacă dura până dimineață, putea să văd... Da, să te ai acolo până dimineață când pictam eu? Nu mă nebuni. Păi, că ți se oferă așa o ocazie, păi, nu sunteți bilet, nu nimic. Aia, dar bine mă, și ce vedeați voi pe telefon? Că nu se vede prea bine, adică nici nu prea ai ce să vezi. Da, mă, vreți o treabă cu lupa și tot te uiți. Măi, nu știu, am impresia că de multe ori vorbesc singur pe acolo. Da, nu e adevărat. Numai că unii se uită și nu îți dau niciun fel de reacție. De câte ori ne-am întârziat la lucru din cauza asta? Da? Bă, nu se descoie. Și întrebai discret pe soltul, când pleacă soltul? Doamna, asta a fost maximat. Când te mai discret, când pleacă soltul acasă. Dar de ce? Nici somn. Așa. Da, dacă vrei, uite, vă las pe masă, mă duc să mă pun în camera pe Facebook. Acum e un stil, ăsta e un stil așa, mai... Ia zi, unde îl situezi pe ăsta, domnul Viorel? Către ce stil, curent? Tu, către ce curent l-ai duce pe ăsta? Destul de greu. Destul de greu, nu? Spune-o către ce curent. Se duce către un impresionism, da? Da. Un impresionism mai... Mâine dimineață probabil că o să vedem cu alți ochi. Clar. E clar, sigurat, așa se întâmplă, că și eu lucrez ce lucrez într-un fel și a doua zi îmi dau seama că i-am ceva de ceea ce trebuia să ne exprime atunci, știi? Da. Mereu se schimbă modul de exprimare, știi, a doua zi. Diviziunea asupra lucrării, știi? Dacă în seara asta o vezi așa, mâine mai să o vezi, o percepi altfel, știi? Percepția e alta, e diferită, știi? Cu siguranță, da. Pornească spre el și ăștia pe 3-4 și țineau 2 domâne, 2 domâne, se scutura pe ei capul exteriorul de distrețință. Capul exteriorul de distrețință, știi, așa, așa. Mai sunt doar 22 de persoane. 22, 23, oboseală. E oboseală, nu? Da. Păi nu, că nu plec dacă oamenii mai rămân acolo și mai văd, nu că nu plec. Da, ar fi păcat. Nu. Nu mai plec. Nici noi nu ne grăbim foarte tare. Noi nu ne grăbim. Exact. Nici nu avem de ce. Și văd că se uită cineva și din Vâlcea, dacă nu mă înșel. Da? Da. Te auzi pe tine. Mersi. Doamna Gabriela Năstăsoaie, suntem aici. Dacă mă părăsea Gabriela, aoleu, ce făceam. Stai că am pierdut faza. Cum ai făcut partea neagră jos la zi? Cum? Ai luat-o înainte iarăși? Nu! Ea a pierdut înainte, nu, mai, nu, așa ceva nu. Nu, am pierdut faza! Am pierdut faza! Mulțumesc mult! Deci, care zid? Ce zid? Eu tot modific aici din asta, să mai înțeleg nici eu nimic. Nu, că tot mă uit și până să zic, ochii a dispărut momentul. Păi, care? La ce te referi? La că nu înțeleg. Papia neagră la zid, la cuțit sau la pensul? La cuțit e totul, dragă. Deci nu mai avem de face nimic cu pensula. Eu nu am mai lucrat deloc cu pensula. Ca de obicei. Tudorița Grigore, 21-22, domnul Pop a tras în noi cu penel și cu culoare, cu talent și cu răbdare. Foarte tare. Foarte frumos. Avem și oameni care ne scrie poezii, nu? Da. Mă bucur, asta e...
atac de atât mă mai pot concentra dacă cânt. Și cânt și pitez. Cine iubește și lasă. Cine iubește și lasă. Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Dumnezeu să-i dea pedeapsă-mi Iisul far pe lui. Și mers la cu lui. Da, o să dăm, nu mai țineți minte. Nu, dar n-ai poză. Nu, nu. Iisul far pe lui. Lasă-mă, că nu mai e nu merge. Și, domn doctor, vă place? Da! Mi ce place? Îmi place, mă. Deci, chiar dacă nu vă place, tot spune că nu vă place. Dar nu-i nicio problemă, că te poți să mai faci unul. Dar oricum mai făceam unul. 1-0 pentru ei. Dar eu sunt blestemat, domnule. M-am lăsat aici pe doamne. Nu, mai nu, nu ești blestemat. Ești de gardă. Și care-i diferența? Eu am pregătit picăturile, deci nu e nicio problemă. Aveți și picături? Da. Ah, bun. Vis-a-vis de banc. Am înțeles. Domnul doctor ne-a stricat momentul în care cânta soprana noastră, Maria Rădălețu. E de gardă. Pare mi se că apa curge așa, ca și cum știi... Curge, da. E, curge, cum se curge așa? Trebuie să curge așa. La mine i-a luat o rasă. Doamne, băltește, are ceva? E mai secet acolo. Băi, nimeni nu spune că e frumos tabloul meu acolo, mă, în direct? Așa că ai ideea. Dar măcar că ai ideea așa, nimeni nu... Păi tocmai v-a recitat o poezie, cum adică? Păi lasă-o pe doamna, că noi știm că din echipa 21-22 este fondatoarea. Doamna Ileana Logo, continuați avem de învățat, mulțumesc. A, păi uite, vezi, asta îmi dă elan. Deci lucrurile astea îmi dă elan, mulțumesc, doamnă. Super, doamna Gabriela Năstăsoaie. Nu, că la ea nu spune că o cunoaște. Aici nu. Gabriela, la tine nu se pune că tu ești de-a noastră din 21-22 și nu, la tine nu stau așa lucrurile. Tu trebuie să scrii poezii, să... mai multe atâta. Dacă vă este somn, vă rog frumos, nu. Să nu vă culcați. Nu, că tu, ce asta? Nu știu. Nu, dar domn, tu ești de prostii deja, mi-a dat. Dincolo. Aaaa, cu efecte e wireless, da. Dar nu, cred că o face fără să-și dea seama. Sau poate vine internetul din grâne. Elena Gabriela Dimian, ne încântați retina, mulțumim. Deci, mai continui. Pentru treaba asta, mai continui ori. Pe cuvânt că îl și termin acum. Dacă chiar spune lucrul ăsta, doamna, eu chiar îl termin. Să fiu sincer, cred că... Eu tot aștept să spun... Există toate șansele. Dar că nu-l mai vrea să mi-l dai mie. Facem schimb. Iar m-am întristat. Uite, îți dau pe al meu, ca să pitești pe el și mi-l dai pe ăla. Mulțumesc. Da, păi uite, asta poți să spui și nu, dar încă nu cred că s-ar spune. Uite, tabloul meu este un palimpsest. Pictează, filmează mai pictat al în cap. Filmează și pe al lui, doamna arheolog. Stai că tocmai îmi pică turnul în apă. Ce are cu boviții? Are că nu pe turnuri, pe nare. Cernă. Noi, nu-i zic
Foarte încet, încet, câte puțin, câte puțin. Nu cred că ar trebui să mă mai panichez din moment. Până la urmă nu e un concurs de pictat viteză. Păi sigur că da, bravo, ai prins-o, nu? Da, mă. Deci nu e de viteză aici. Aici eu m-am învățat tot timpul să fiu pe fuga înainte. Da. Știi, toată lumea, când mă vede, hai, hai, fă-mi, pune direct. Băi, stai, mă, oleacă, dar tu la sufletul meu, te gândești. Păi, dar eu crezi că pot așa tot timpul când vrei? Poate nu fi foame, poate. Dar domnul doctor, cum mă auzea, zic. Lui m-a dat seama acum. Auzi, mai vrea încă un afară de asta. Ia auzi. Dar știi că... Cred că mă duc să cânt o piesă. Două mă duc să cânt o piesă ca să mai... Da, ia să cum și cânt și tu la chitară. Asta zic, asta. Ia filmează. Să mai destinde un pic. Da, mă, eu chiar mă duc, știi, toate lucrurile astea, mă duc la stare de somn. Păi de-aia, deci am. Oamenii acolo, în partea aia, nu trebuie să nu mi-e ține canalul deschis. Corect. Deci n-am mai folosit cuțitul de... cuțitul deloc. Pesul ăla deloc. Deloc, deci totul e făcut numai cuțit aici. Art Liliana spune, dar în engleză, nu știu să citez măcar în engleză. Art Liliana spune ceva în... Aici. Când pot să văd acest video din nou? Pentru că conduc și nu vreau să fac vreun accident de mașină. Când se termină filmarea, probabil? Păi, filmarea nu știu când se termină. Când se termină? Bagă mare maestre. Poate fi disponibil după aceea. Da. Pentru un tarif fix, evident. Tariful este discutat de nou, am glumit. Deci, acordăm un pic coza. Băi, ce mișto, fii atent de efecte așa de sancție pe oasă, nu? Hai, nu că se lasă prostie. Mie îmi place. Nu îmi lasă efectele, alea sunt efecte ieftine, nu trebuie să... Nu lăsăm scursuturi din astea așa, să creăm efectul de... Bine, cum faci tu acum în spate, nu-i bine nimic. Nu sunt mai pustiu ca totdeauna, de când mă simt tot mai mult aia de tine. Ce faci? Stau bătut pe soarele și le curajează. Da, da, se vede clar și... Și uite, n-are cine să ne ajute. Abia șmețe lumea de sare. Într-un care te-am de muze multe. Ok. Te voi negri ca un tău care. Și te iubesc cu milă și cu groază. Tot ce e a tău îi se cuvine mie. Ca o nebună de alții carturează. Minunată. Asta e adevărul.
și se vede și mai frumos și se aude și mai bine. Elena Gabriela Damian, pictură cânt și încânt. Să tot stai să privești, să asculți. Faină atmosferă, mulțumesc. Nebun de alb, celebra. Mulțumim, maestri, mulțumim. Vă rugăm frumos să ne mai cântați. Și la prezia lui Comescu. Dacă. Atențiune. Ce ne-a putut aimată, știe. Nu se filmează afară la geam. Lupii măi! Cred că nu am crezut ce-a spus. M-am uitat. Asta e o piesă mai așa, mai. Astfel după tine se încheie toate dacă plonule la fereastra mea. Nu mai vreau decepții, vreau seninătate, nu mai vreau iubire, voi abandona. Am pusese dreptul eu ca și urcare la o nebunie, la un ultim glonț, ultima speranță, ultima încercare, dar prăvălie. Ileana Logo, felicitări, e super, sper să ne mai vedem. Totul e bun, numai tu, ce-aș avea să-ți spun acum. Peste noapte, peste ziua, ori curând, strică când, și aud cu tine, și nu pot rosti. Adio, firea ta ciudată, n-o voi regăsi eu, nici n-ar fi nevoie. Georgiana Geu, mulțumesc frumos pentru pictură, detaliile care le faceți mă ajută foarte mult. Te-am iubit, adio, nu-ntoarce capul, te-am iubit, intră în mulțime, nimeni n-o să știe, două, trei persoane care ne-au ascult. Vor mai ține minte scurta nebunie și întrebarea noastră fără de răspuns. Totul-i drum, numai drum, ce-aș avea să-ți spun acum. Peste noapte, peste ziua, oricurând, strictă când, și ador cu tine și nu pot rosti. Adio. Margarita Flores Mac Dermit. Que gran grato ambiente para compartir arte. Da. Bravo. Mulțumim, mulțumim, maestri. Mai cântă? Sigur că da, cântă, pentru că să fie și o tablou câte așa vine inspirația deja. Vezi, da? Nu, 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 nu. Oricum, e o sploză de culoare aici la mine, e o nebunie, e o... Dar ți-ai chinzi mai și piesă. Noi? Cu început să nu iau gândul. Nici eu nu am început să cânt, dar aici e o nebunie de, de culoare. Hai să încercăm pe asta și cântați cu mine. Mă, stai să-mi cânt de limbă! Ia, spune, ce cânti? Ce să-i cânti? Ai încă un cânt de toate, draga mea. Trebuia să faci stil. Care stil? Păi caută, că nici eu nu știu să spun. Tu trebuie să fie așa o... Dacă pictezi.
uităm foarte precis din fotografie, nu ne aruncăm și noi într-o... Chiar suntem pe piciorul să nu mai vină primăvara. Să nu mai vină primăvara, tot care pomenești. Nu e așa să vină. Atâta iarnă e noi. Vă ceva? Că martie își poate duce, nu se poate duce, toți scopori. Ar trebui să poate fi transmisă la zilele de bătrân sau la zilele de bătrân. Deci ea va vine primăvara. Stai, calculem imediat. Stai. Doar un minut. La garana în Ponoare, mare șezătoare. Vezi mai multe, stai. Ne face poezii. Stai așa, să o citim. La garana în Ponoare, mare șezătoare, arta, muzică, antren, cu un Rembrandt mai modern. Super! Da. Ce să facem? Ne adaptăm și noi condițiilor meteo. Depinde de unde bate vântul, mă adaptăm și eu, nu? Și atunci? Păi, hai, măi, tu ce faci? Ia chitara. Bun, Zora! Păi eu, păi da, tu cânti peste, eu ți-o dau surdina. Dar ce să faci? Atunci cântăm care poate mai tare. Baaa! Care ți-i bojocii? Eu nu cânt bine, dar cânt tare. Trebuie să vedem dacă e asta. Uite că acum tu filmezi acolo. Vezi câte culori dispar pe display? În funcție, în realitate, da. Vezi câte sunt și acolo, tu ce vezi? Câteva, numai. Ați luat telecomandă, adică. Sau e prost ăsta de nu mai poate. E prea multă liniște. Moare inspirația. Hai să fac o gălăgea foarte pesată. Stai. Ce să moară altceva? Ce râs, măi? Inspirația. Domnul. Asta e simfonic. Georgiana Gevo vă spune să faceți filmuleți pe viitor și cum amestecăm culorile în ulei. Terebentină cât adaug. Felicitări și mulțumesc frumos. Terebentină se amestecă culorile în ulei să fac un videoclip? Da. Degeaba vine primăvara, atâta iarnă e noi. Gabriela Anastasai a lucrat fiecare milimetru. Și vin din patrile calde. Cocori, Doamne, ce-a trecut? Cocori, Doamne, ce-a trecut? Ce-a trecut? Fi cuibul a murit sub stren și... Ce lângă mine nu ești tu? Ce lângă mine nu ești tu? Schimbări mai grave decât moartea au fost și simt și vor mai fi. Este iarnă cea mai frumoasă metaforă. Și vin nebun să facă schimb. Ai auzit-o pe asta? Cea mai tare metaforă. Deci că la mine suflet este iarnă și vin nebun să facă schimb. Deci numai Păunescu poate scoate ceva din iarnă. Vine primăvară, la mine. Frumos, frumos. Îmi place. Dar să nu spui nimic, că sunt trandafiri. Stai să-mi dau pe ăsta la o parte. Băi, dar bun, cu și ceva să-mi dau.
Opresc live? Oaglinare totală. Se oprim? Ce paharul este acolo? Tocutiu Liliana. Foarte. Este minunat deja. Vă pun melodia mea de suflet. Este minunat deja. În clasa 7-a, de când îl iubesc pe Tudor Mircea. Bun, nu ca asta, să nu uităm de ochi. Aici ca să înțeleagă lumea că ce fac aici. Acum nu e tabloul meu. E tabloul unei elevi, da? La lui Tina. Tina? Da? Hai, vină aici puțin. Ia, ascultă aici. Vină aici puțin să vă spun pe tablou. Stai să mă trag cu tot. Domnul doctor, mai ce puțin. Nu se poate. Vino. E, da. Nu se poate. Bye, bye. Mi-e dur. Dă impresia că s-a puțin se găstoarmă, da? Așa de puțin. Ei, da, să uite la aici. Uite la aici. De drumul lui. De drumul lui. Ortren. Spune cineva. Doina Matei. Unde spune, dumneavoastră sunteți toți. Noi cei mulți doar vă privim. Râdem, dar noi nu glumim. Stăm cu ochii stăm cu ochii din telefon și cu mâinile amorțite. Telefonul tremură ca din mână nu lăsăm, nu mișcăm, nu respirăm. Să nu facem gălăcie, că nu vrem să deranjăm. Spor, lucrați, nu ne culcăm, că tabloul să-l gătați. Cu el să ne încântați, noapte bună să aveți, ca și mâine vă așteptăm. Altă pânză albă tare, ce așteaptă doar culoare. Uite, vezi? Da, mulțumim. Cine a scris? Doina Matei. Vai, ce frumos. Mulțumim, doamna Doina. Multe inimioare, Georgiana Geo. Mulțumim frumos pentru că ați filmat să putem vedea detaliile, mișcările din pensulă și cuțit. Da, păi mi-a făcut plăcere, mai ales că știu că sunteți dincolo de... Și vântul nopții de la lui? Da, bun. Pasul nebun. Pasul rău de lucru, că se cheamă. Îl ai. Și după aia venim cu ramurile, nu așa, ci așa. Să asculti ce versuri are la sfârșitul melodiei. Deci, așa e de ei pensulat, dar o și învârți în același timp. Da, bravo, puși cu ea în sus, exact. Fii nu te oprești cu ramurile tăiate, că n-a tăiat nimeni ramurile alea. Ascultă cuvintele. Ce e aici? Nu așa. Face așa. Ai, na. Ei, da. Deci cuvintele sunt criminale. Sigur că nu-i așa. La ce urmează? Normal că nu-i așa. Că s-o termină melodia, că mai face o filozofie. Știi, nu? Actorul ăla care imită pe nebolă. Bun. Și acum, uite, venim cu ele așa, încet, încet. Gabriela Soche. Vă mulțumim din suflet pentru ceea ce faceți. Sănătate multă vă dorim la toți. Și noi vă dorim. Sănătate. O clipă înapoi. Aici ai făcut tu să-i miți pe mine. Băi, să dau cu ceva aici, să nu se ia ăstea, nu? De ce ai plecat? De ce ai mai fi rămas? Deci e tare, tare. Au zis Gabriela Anastasoae. Nu știu de ce râdeți.
Nu se întâmplă. Da, păi nu, că treaba e serioasă. Tati când vine, mi-i faci. Tati? Da, e copil la. A, e bine. La ora 7. E pe Messenger. A, Delia, vorbim acasă, tati. O să vine la ora 7? Mihai? A, da, lasă să vorbim acasă. Hello? Da. Nu tu. A, nu mă gândesc că tu doamne. A, bun, eu nu sunt doamne, evident. Unde e? George Tănasă, da, sau Tănasă. Tănasă. Salutări lui Viorel, vă rog, și lui Laurențiu. Ce anume? Salutări lui Viorel și lui Laurențiu. Salut, salut, George. Tănase la, e de la Boinești. Salut, Tănase. Eh? Ia uite-l cum e, să vezi. Ia uite-l Băi, o să zică lumea că l-am pitat cărtuia asta. Ceva? Ia pe aici, știi, hai. Se va dumea pe tine, nu pe mine. Că nu-i tapul meu ăsta. Opa! Mai este un vals, ceva? Silvă, plec! Dacă pun ceva aici să ia... George Tănase, mi-aș dori nespus să fiu și eu acolo. Să fiu cu voi acolo. Nea Tănase, e tura viitoare, bă, la Drăgășani. Că tot am vorbit să ne vedem la Drăgășani după 15 august. Te anunț din timp și vii și tu acolo. Te și găzduiesc de altfel. S-a îndreptat ustiul de pe cer. Mm. Cred că merge și dus cumva, a continuat tot un pic printre crengi. Da, mai intru crengi și sunt rude. Păi nu, eu știu, mai știu cum trebuie. Dar poate foarte bine să stea și așa, dar îi dăm mai efect. Da, da, da. Da, unde să vin pe jos. Naiva. Și noi. Să știi că avem grup ca lumea, George. Am făcut încălzire aici la Gărâna, să zic așa. Și cred că ne așteaptă o vară incendiară. Pe noi ne așteaptă o vară fierbinte. Aia, mă rog. În podrum unde vinul e răcoare, bine. Deci va fi incendiară. Noi care stăm în soare va fi fierbinte. Doina Matei. Este foarte tonic și este foarte bine că toată lumea participă la el. Asta demonstrează că vă place ce faceți și unde sunteți, cum să nu. Terapia prin râs și pictură este cea mai bună, creează voie bună. Creștea măceșul singura fică. Nouă noapte minunată nebunatic. Și noi.
Mai puțin, mai fac ceea ce faci. Eu nu pe ăștia special, că sunt în Europa. Știi că pictura ta e contagioasă. În ce sens? Nu se mai ia. Se ia! Aia e bună. Dacă e contagioasă și se ia, înseamnă că e de bine. E cu efect. Da. Da. La diverse lucruri. Ia să o arătăm pe Tina. Deci, v-a plăcut. Tina. Deja... Am și plăcut zile mai bune. Am zis bateria, cine? A, la mine, da. Ah, câte ani cumva? Sau la cred și eu sunt foarte plecat de acasă. Ce-a zis, bă, cred și eu pot plecat de acasă. Ești plecat de acasă. Ora culcării. Cine a zis? Că să vă fac foc. Nu, mai că... La ora asta, domnul doctor, de-abia începem să dormim. Am începem ședința. A, foc. Să vă duceți acum în cameră, nu o să dormiți. Da, unde și nu dacă fii sau în cazan, afară. Păi tu crezi că tu aici ai... Tu știi ce să faci, mergem să te iei un lemn. La grătar, măi, la cazanul de încălzire centrală. Atunci, fetele, ascundeți costița aia care a rămas la vedere. Care costiță? Care costiță? Erau niște kaiser pentru făcut grătar. Când? Pentru aseară? Nu se știa dacă se face oricum. Dacă vreți să o fac. Nu. Vreți, nu la urmă asta mă voi încăda să mâncați. Vreau să mâncați de vreme. Dar e o glumă. E o glumă. E ne-a să ne punem la masă. Ne apucă? Și mă nu fost grătar, aveți voie să-mi ziceți? Nu. E mâncare pe masă, este ciorbă. Cine vrea ciorbă din aia nedevițe? Nedevițe. Cea mai tare ciorbă. Nedevițe. Aici o problemă bine, de a face altul de ta, fără să... Nu, este, mai este mâncare, deci nu e problemă. Minița Aurelia, frumos, îmi place. Eu v-am spus să mâncați. Dedicație. Ce mai faceți de mâncare la ora asta? George, a venit târziu că am cântat până acum la chitară. Mai cântă-ne, mă, la chitară, că tot ești aici. Hai. Ia trece acolo la treabă. Mai este? Da, domnul doctor. Acolo numai 11 apostoli. Unde au de ăștia? L-a lăsat amărat. Care e ăla? Gita Carmen, bravo. Păi ăla nu se vede acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cum domnul doctor când se trece? Ia uitați. Ansi, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Păi nu, că Dalia ți-a uitat. Sună cineva, Gianina. E Levarte. Nu știu dacă... Las-o, dă un coriște. Nu știu cine. Ce Gianina? Ce despre el? Păi se aude... Nu știu. Oh, Gianna, ai pus paume. Trebuie tot aplozile astea. Ăla e. Georgiana Geu. Eu am descoperit pagina dumneavoastră. De două zile vă urmăresc live și îmi place foarte mult. La Câmpina când ajungeți să învăț și eu tainele picturii. Nu am școală sau cursuri de pictură. Păi ăștia sunt oameni de care avem noi nevoie. Noi nu avem nevoie de oameni cu școală, cu studii, cu... Dedicație pentru George, de la George. 100 de euro de la mine. Georgia, dă 100 de euro, fă eu număr. Nu, dacă dă și 100 de euro, dă să filmez de aproape. Îți dau cuotul imediat, George. Pe Tudorița Grigore. Seară și noapte bună, dragilor, să ne vedem cu bine pe mâine. O îmbrățișare virtuală. Da, și noi noapte bună. Părăsiți frontul, măi, oameni buni. Mai înfena și noi ne iubeam prima țăde. Doina Matei, eu am lucrat cu mulți picturi la Paris și când mi-am terminat acolo, m-am olisit și eu de pictură. E drept lova, că da. Merită. Salut! Că merită, salut! Doina Matei a lucrat cu mulți pictori la Paris, spune. Rețiu de erau Rețiu
El liști sub desene de cretă. Sufletele noastre dansau, nevăzute într-o lume concretă. O să te plor pe aripi spuneai, plouă pe globuri, pe glob și prin vreme. Nu-i nimic cât spuneam, nu erai. Mie plouă zborul cu pene. Atâta bucurie cu aceste lecții într-o lume care snobismul este de este parcă o modă. Ești peste mulți pictori, școliți, felicitări din suflet. Oa infernal și noi ne iubeam. Da, mulțumesc, mă înțeleg. Prin cerul fereste, prin cerul ovat, Georgiana Geo. Mulțumesc mult pentru mulțumesc mult pentru răspunsul oferit. Cum pot să ajung să pictez și eu un gaș ca dumneavoastră? Simplu, se înscrie în grupul 21-22. Persoana de contact Viorel. Trandafir. Viorel Trandafir. Și de la multul mai slavă. Eu sunt Moldova, alertați-mă. Deci e simplu. Se înscrie pe pagina oficială. N-avem nicio chestie. Ce să se înscrie? Cam deodată ne-au zis un primar la numărul meu de telefon 0758-321-772. După care îți luați legătura cu el, numărul cu telefon. Nu, cu tine, lasă-mă, v-a auzit.
Arătați Rembrandtul 2. Rembrandt de România. Că Rembrandtul din România e. Rembrandt de România. Nu-i faci tu ceva la asta? Și uite așa foarte... Da, uite așa acolo, așa, cum așa. Rembrandt s-a transformat în fărămiță lambră. Păi zi-l ăla. Mi-a tot cum vreun cu Poftiți. Vermeister? Oh, Vermeister, da. Vermeister. Mi-a acordat lui tata, băi, fiată că stai ala câteva de casă. M-am spălat pe mâini. Da, da, cineva vrea, Roxana Tatiana Lefter, vrea să-i cântați una rosa blu. Eu înainte mă dă putea că m-am luat. Păi asta nu se putea cu nicio, băi, 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 nu putem o cine, suntem pitori înainte de toate. Poate domnul doctor știe, una rosa blu. Cum? Una rosa blu. Una rosa o melodie. Blu. O melodie? Da. Da. De ce aveți cu el acordeon? Veți o vede. Nu. Hai să vedem dacă e acordeonul. Cineva. Cineva de pe... N-am mai cântat 25 de ani. Noi pe aici bine. Să te vei. Cred că s-a, cred că am făcut ceva aici. A, ce? Uite, chiar acum. Am făcut ceva. Am ieșit. A ieșit, da. Vai, ce rău ne pare. S-a... Nu, n-a ieșit, n-a ieșit. Yes. Hai, bine, Deci noi suntem niște veritabili artiști în toate. Cântăm, pictăm, dansăm. Știm să facem mult frătite. Căutăm pietre de valoare, arheologi, da. Aviatori, visăm. Dar eu nu mă știu mai ce cântăm. Dar nu mă știu mai ce. Așa știu să fac de mână, așa de mână. Nu aveam nicio ușa. Cum ia mă fărântile? Georgiana Geo, mulțumesc frumos. În privat vă trimis și eu picturile realizate de mine. Roxana Tatiana Lefter, nu ați ieșit. Da. Deja a primit like-uri. Nu, da, deja primiți, fără nicio, ce talentați. Lăutar, dar avem și pictori. Au zis că să luați o sticlă de Jack. Lăsați pictura în seara asta, lăutare aveți. Dar avem și pictori. Deci nu lăsăm nici pictura. Băi, mă mâncă ca
E prima dată când ținem la cuvânt, după că eram curios. Băi, era aia, cum e aia? Domnul doctor, portofelul, portofelul, cine știe melodia? Nu, nu. Era roșu-i de tine. Aia, aia, da. Dar mă, nu știu. Imediat, băi, pe imediat găsim, băi, dar suntem mai pe urmă. Hai, stați, stați, oprește-te. Ce tu Dorița Grigore. Ia. Foaie verde și alea unde e persula mea. Pic. Hai ușor peste ea. Portofele, portofele, Sunt 17.
La Chilian Portă, știți? Da. A, tot zice ce gălăgie. Au plecat țiganii mei? Deci aia la Chilian Portă are și mai are vreo două, trei, mai are...